La finalul vizitei de informare cu privire la activitatea companiei Apaserv, echipa Roman TV a solicitat primarului Lucian Micu organizarea unor astfel de conferințe și de vizite în teren și la alte instituții din municipiu. Este de bun augur ce s-a întâmplat și ieri cu domnul Curcu de la conferință, ce s-a întâmplat și astăzi. Ne putem aștepta și la o vizită la spitalul municipal și poate chiar o invitație a doamnei Andrici? Sigur, fără nicio problemă. Dacă ne dorim un astfel de... Fără nicio problemă, atunci eu vă promit săptămâna viitoare să facem pe același model ca cel de astăzi o vizită în Spitalul Municipal de Urgență, pe de o parte pentru a mai vedea ce probleme mai sunt, stadiul implementării anumitor proiecte la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman și chiar, de ce nu, poate vom întâlni și delegația de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, care vine să evalueze la fața locului proiectul de extindere a centrului de primire urgențe și de realizarea acelui ambulatoriu și centru de imagistică la nivelul Spitalului Municipal de Roman. Săptămâna viitoare vă comunic un program după ce mă pun de acord și cu conducerea spitalului și împreună vom face o astfel de vizită și, bineînțeles, e foarte bună propunerea dumneavoastră, primăria municipiului. Noi suntem încântați să mergem să vedem. Fără nicio problemă, inclusiv asta voiam să vă spun, există o maximă deschidere din partea primăriei municipiului Roman și o transparență totală ca în tot ceea ce înseamnă serviciile de utilitate publică, cetățenii să aibă un acces și, sigur, prin intermediul dumneavoastră, să aducem la cunoștința cetățenilor toate problematica care ține de gospodărerea unui municipiu. Astfel de întâlniri pot oferi o mai mare transparență a activității instituțiilor romașcane benefică, mai ales în contextul în care multe dintre acestea au rămas de multă vreme corigente la capitolul comunicării.